Magistralele vieții. De pe acestea magistrale ce sunt încadrate toate în timp, mă opresc la un traseu și îl numesc un anotimp. Văd în el multă valoare, conținut deosebit. Deși după ambalaj, nu-i chiar cel mai reușit. Deci, nu prezint copilăria, nici marea pistă, tinerețea. Mă opresc la marea taină, ce se cheamă bătrânețea. Taina aceasta pentru unii care nu prea știu ce vor, e un fel de colivie unde îngrop talentul lor. Cine vede în toamna vieții doar o sursă de povară, omul acela nu pricepe nici ce înseamnă primăvară. Bătrânețea-i scumpă, scumpă, dacă știi să o prețuiești. Căci abia traseul acesta îți cam spune cine ești. Până aici, un concurent spre înălțimi, spre piscuri înalte, spre statui, cam de tot felul. Și ai avut succes în toate. Soră bună, înțeleaptă, mai ales în ce-i firesc. Apoi frații și mai și, până spre toamnă, toți se întrec. Dar când vin curenții vremii să-i consulte pe eroi, doar atunci realizează că au strâns prea mult gunoi. De fapt, au mai fost și alții care le-au numit gunoaie. De exemplu, unui Pavel, când preia sfânta lucrare, până atunci om de cultură, chiar un pisc de apogeu. În cultura omenească, nu în cea lui Dumnezeu, doar când s-a întâlnit cu Domnul, Pavel s-a redeșteptat și a început calea reală, credincios cu adevărat. Dacă în vremea primăverii ai fost pădureț ca soi, să nu crezi că în marea toamnă tu vei deveni altoi. Dacă în floarea primăverii nu accepți jug pe grumaz, să nu crezi că în toamna vieții tu ajunge vei viteaz. Dimpotrivă, abia atunci atunci ți se vede conținutul, fiindcă firea se retrage, dar tu îi plătești tributul. Și în loc să fii o forță, un viteaz spiritual, te prezinți nepregătit la examenul final. Timpul-i bine chipzuit pentru orice pământian, încât tu să alegi stăpânul, pe Iisus sau pe Satan. Și dacă găsești cu cale să-i slujești pe amândoi, atunci nu ești nici cu unul,
însă nu ești nici cu noi, ești cu mulți pe trasee, omul ce nu știi ce vrei. Dar aceștia sunt un pericol pentru sufletul din ei. Și trecând prin anotimpuri, tu te vezi un cineva. Însă focul va decide care e valoarea ta. Și de ești un pai, o pleavă, focul te va mistui. Dar de ești argint sau aur, focul te va lustrui. Ia uitați-vă de o vreme câte focuri ard cumplit în sectorul vieții noastre, fiindcă ne-am împotmolit. Ne permitem ce părinții n-au permis în vremea lor. Le păsa de veșnicie și de viitorul lor. Un bătrân pe vremea aceea era bine apreciat, mai ales eroii aceia ce au luptat cu adevărat. Au luptat ca adevărul să rămână o valoare, iar credința în Dumnezeu tot mai mult să ia amploare. Caracterul omenirii se îndrepta, mai ales în creștinism, se îndrepta spre modestie, nici de cum spre compromis, fiindcă cel ce este calea, adevărul și viață a trasat calea salvării ce ne dă o siguranță. Calea lui nu ne permite ca noi să o modificăm. Oricare ar fi traseul, trebuie să o respectăm. Calea lui este trasată pe adevăr și pe dreptate, pe o modestie sfântă pentru toți și pentru toate. Cei ce o respectă în totul, trecând prin traseul vieții, prind mărețul anotimp, episodul bătrâneții. Bătrânețea e valoare, e un buchet înmiresmat adunat de pe traseul unde o viață ai lucrat. Și când ai slujit pe calea celui ce e eternitate, celui ce iubire sfântă, armonie și dreptate, mână în mână cu frăția, mână în mână cu iubirea, cu acei care adună hrană sfântă, părtășia, pentru aceștia bătrânețea e valoare, calitate. Bătrânețea nu gonește spre o falsă cantitate. Binecuvântată fie bătrânețea celor sfinți ce au luptat cu dăruire și ne-au fost și sunt părinți. Binecuvântate fie bătrânețele adânci. Fiți de acum pe totdeauna o oștire de voinici. Fie ca acestea versuri să răsune întreg pământ spre onoarea celui veșnic care a fost și pururi sfânt. Iar acum, bătrânețe, fii iubită în mod sublim de eroi și eroine până în veci de veci. Amin.